Astăzi, la Casa Tineretului din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, a avut loc promovarea ofertei educaționale a Academiei Forțelor Aeriene Române. Foarte mulți elevi mehedințeni au fost prezenți și s-au arătat extrem de interesați. Evenimentul s-a încheiat cu survolarea spectaculoasă a unei aeronave militare. Viitorul unui elev de clasa a 12-a a ajuns să fie unul incert. Mii de elevi aleg o facultate, îi urmează cursurile, iar la final se trezesc fără un loc de muncă stabil. Însă nu este și cazul celor care doresc să urmeze cursurile Academiei Forțelor Aeriene Române. Fiecare zbor e unic. Și da, visul meu de mic copil a fost să devin pilot. De la 10 ani, efectiv, sună clișeic, dar așa a fost. Să devin pilot. Și fiecare zbor cu elicopter pentru mine este unic. Îmi dă o senzație extraordinară. Și îți convins că și din voi ați visat să zburați, sau vă place, mergeți cu civila, probabil câteodată în vacanțe, dar mai convins sunt, vreți să faceți o schimbare? Vreți să trăiți o viață deosebită? Astfel, astăzi a avut loc campania de promovare a Academiei Forțelor Aeriene Române, unde elevii mehedințeni s-au arătat extrem de interesați. Aceștia au putut viziona clipuri de prezentare ale Academiei, dar și totodată să acumuleze informații necesare pentru o carieră militară. Astăzi am desfășurat o campanie de promovare a instituțiilor de învățământ din statul major al Forțelor Aeriene, respectiv am vorbit tinerilor din Drobeta, Turnu-Severin, despre Academia Forțelor Aeriene Aricoandă de la Brașov și Școala de Mașini Militari și Subofițiarea Forțelor Aeriene Traian Vuia de la Bobov. S-au arătat tinerii interesați de școala dumneavoastră? După cum am văzut, sala a fost plină și chiar au fost interesați despre o carieră în Forțele Aeriene Române. Elevii, studenții, cât și cei care sunt deja în sistem, au încercat să-i atragă pe tineri spre o carieră militară, spunându-le că armata nu mai este așa cum era odată. S-a modernizat având aparatură digitală. Într-adevăr, este un eveniment foarte reușit. De această dată, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mehedinți este doar partener. Noi am facilitat accesul elevilor prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți către acest eveniment, care a fost un real succes. Sincer, m-am simțit ca între supereroi astăzi. Cu siguranță și tinerii noștri au avut foarte multe de învățat și sperăm că unii dintre ei să ne onoreze și să ne servească cu mândrie în cadrul Forțelor Aeriene. Reprezentanții instituției le-au arătat elevilor că viața în armată nu este chiar așa riguroasă și că se pot și distra împreună cântând. Studenții le-au povestit elevilor care sunt etapele pentru a putea urma cursurile Academiei Forțelor Aeriene Române, dar și cum decurge o zi din viața acestora în unitate. Dacă vreți să faceți parte din această familie numită Armata României, o să vă povestesc pe cum se desfășoară o zi în unitate, respectiv în școală. Trezirea este cam de dimineață, deoarece este la 5:30, dar după ceva timp o să vă obișnuiți și nu mai trebuie să vă gândiți așa, da? Înviorarea este la 6:05, durează 20 de minute, după care la ora 7 aveți micul dejun, după micul dejun la ora 7:45 avem raportul și inspecția de dimineață, unde ne putem spune problemele comandanților de plutoane sau celor de companie, atât probleme personale, cât și probleme dintre colegi, deoarece, ca într-o familie, se mai întâmplă să te mai ceri, să te mai și faci. Evenimentul s-a încheiat cu o poză de grup și cu o survolare spectaculoasă a unei aeronave militare spre încântarea spectatorilor.
Toți cei interesați sunt așteptați la Centrul Militar Județean atât pentru întocmirea dosarului de înscriere, cât și pentru mai multe informații.